Horoscopul pentru săptămâna 17, 23 aprilie 2023 are ca aspecte planetare esențiale quadratura lui Venus cu Saturn. În primul rând, intrarea Lunii în Berbec pe 18 aprilie, dar și alte aspecte ale Lunii. Avem o lună nouă pe 20 aprilie. Avem de asemenea pe un sextil al lui Pluto cu Neptun. Pe scurt, Venus, fiind în cuadratură cu Saturn, va favoriza pentru anumite persoane ceva mai multă gelozie, poate egoism, exclusivism, tendința unor abuzuri, relații care au la bază ceva mai mult sacrificiu, dezamăgiri, lucruri care pot să aducă ceva suferință. Există și un sextil al lui Mercur cu Marte, lucru care aduce din contră momente favorabile pentru a comunica, pentru acțiuni pline de curaj, pentru lucruri plăcute, relații care se remarcă prin aspecte plăcute și antrenante. Există de asemenea o lună în pești care are o conjuncție cu Neptun, care va favoriza uh, pentru multe persoane stări de imaginație, uh, emoție, generozitate, uh, dar și capacitatea de a cădea mai ușor pradă a măgirilor uh, și de a ajunge într-o zonă unde să le fie greu să ia decizii. Uh, tendința de a se retrage în creație, în muzică, în uh, misticism, în capricii, în nehotărâre. În relație apare mai degrabă dorința de a fi mai uh, romantici a unor oameni mai generoși. Pluto are un sextil cu Neptun, lucru care va influența abilitățile în a se stabili nevoile, uh, Atracția pentru uh, spiritualitate, pentru cunoaștere, cunoaștere intuitivă, cunoaștere care uh, ajunge la lucruri mai profunde, relații bazate pe intuiție, pe mister. În data de 18 aprilie, luna intrând în Berbec, fiind în peregrinaj, aduce dorințele de autoafirmare la suprafață, mai multă impulsivitate, mai multă emoție dorința de a lua decizii. Tendința de a se consuma mai multă energie și de a lua decizii în plină acțiune. Pluto are o quadratură cu soarele care aduce la suprafață din contră ceva conflicte, spirit mai autodistructiv, dorința de a căuta simpatia și susținerea celorlalți cu orice preț. Relații poate un pic mai dogmatice sau, din contră, relații de confruntare. Data de 20 aprilie, luna nouă, în Berbec, aș duce în prim plan această conjuncție a soarelui cu luna, care aduce la suprafață mai multe emoții, mai multă intuiție, mai multă inspirație. Gânduri care par a fi stimulate dintr -o, de mai multe emoții, și șansa ca oamenii să facă totul să crească în acțiunile lor, să se dedice progresului este vorba și de momente de schimbare, momente de finalizare a ceva. Soarele este afectat de cuadratura cu Pluto și în zona în care se iau decizii e mai dificil, e mai confuz totul. Există o a doua șansă pentru multă lume să-și curețe energiile negative și să caute să fie mai liberi în mijlocul naturii, să se bucure de soare, să acumuleze energie, posibilitatea de a scăpa de energiile negative. De asemenea, se pot începe proiecte noi în diferite domenii de viață în funcție de zodie sau de ascendent. Există de asemenea soarele care în taur, intrând tot în această dată, va favoriza dorințele oamenilor. Pentru a stăpâni materia, pentru a o modela după propriile lor nevoi, schimbările sunt mai degrabă orientate pe zona de resurse, de obținerea resurselor. Se învață din viața de zi cu zi, importanța banilor, importanța posesiunilor, importanța confortului, se caută poate chiar plăcerile culinare, este ca sfat astrologic indicat să se evite excesele culinare, se caute moderația, iar chiar și la locul de muncă pot apărea în situații constructive, responsabilitate, urmărirea profitului, relații noi, participarea la viața socială, conexiuni pentru ca oamenii să-și împlinească visele. Soarele are un sextil cu Saturn, lucru care va favoriza de asemenea și gândirea, profunzimea, seriozitatea, spiritualitatea și aduce mai. Multă înțelepciune în viața oamenilor, pentru că Saturn este legat de maturizarea oamenilor. Relațiile sunt mai conservatoare, mai profesionale. Există, de asemenea, tot în această săptămână, urmează intrarea lui Mercur în retrogradare, efectiv între 21 aprilie, și va fi acolo în retrogradare până pe 15 mai. Pot apărea riscuri, pot apărea întârzieri în zona comunicațiilor, a comerțului, a călătoriilor, de toate felurilor, chiar și în tehnologiile pot să aibă unele probleme în această perioadă. E un interval de timp până pe 15 mai când Mercur în această mișcare aparent retrogradă aduce aceste întârzieri, aduce confuzie. Mercur retrograd aduce și, pe de altă parte, un răgaz de gândire pentru schimbări, pentru a se evalua prioritățile, pentru a dezvolta abilități, pentru adaptare. Oamenii se pot concentra pe aspectele pozitive, pe măsurile pe care le pot lua în diverse zone. Luna va intra în Taur în exaltare, urmează o dezvoltare a creativității. Luna intrând în Taur este în exaltare, aduce mai multă creativitate, dorința de a aplica în practică ceea ce se știe, dorința de a avea stabilitate materială, dorința de a fi în mijlocul naturii. Preocuparea pentru bunăstare. Luna este în trigon, apoi cu Pluto va favoriza stări de imaginație, de mai multe emoții, dezvoltarea unor pasiuni, mai multă generozitate, iar relațiile par mai ușor influențate de către emoții, de către posesivitate, poate chiar o posesivitate dusă la extreme, cum ar fi gelozia, de pildă. În 22 aprilie există un trigon Lună Pluto. Acesta formează un triunghi minor cu planeta Focar Neptun, care aduce posibilități de a se folosi cu succes abilitățile, atracția către spiritualitate și către cunoașterea intuitivă, către cunoașterea profundă a lucrurilor din lumea înconjurătoare.